Eu și Rusu trebuie să mergem la toaletă. La 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 la. Ciudate fete. Ce-ai pățit, Roza? E de bine sau de rău? Fiindcă bebelușa a ajuns în mâna dușmanilor noștri. Nu e de bine pentru că este de foarte bine pentru că bebelușii au ajuns în mâna dușmanilor și o să-i omoare. Și noi scăpăm de bebeluși. Ah. Ești la Maria, că nu-i așa? Bine, hai înapoi și să nu mai cânti. O să încerc. Aolo. La 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 la. Bine, este timpul să plătim. Fix acum când am ajuns și noi. Cine v-a pus să vă duceți la toaletă chiar în timpul mesei? Da, cine v-a pus? Bine, mai greu. Ce ca? Aha. Hei, așteptați-mă și pe mine, hei! Așa. Stați puțin, nu lipsesc doi membri al familiei? Da, frații mai mici! Oh, da, unde sunt? Stai, ce? Lipsesc? Ce? Ce vă uitați la noi? La 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 la! Gata cu cântecele! De-aia erau ele așa suspecte. Da. Ba nu. Ele mereu sunt rele. Vino. Unde l-ați dus? Doar le-a dat Rarity. Gura spartă. Mulțumesc. Da, în fine, da, stai. Dar Rarity? Rarity? Oh my god. Oh nu. Of. Nu, nu, nu. Nu, după ele. Neapărat, neapărat. Uite, vezi, ne-a descoperit! Încă se uită la noi. Rarity. Da, ce-ați pățit? Sunteți prietenele lui Roxy, stai că o chem. Nu. Roxy, vino, ai două prieteni la ușă. Spune-le să vină ele la mine. Duceți-vă la ea în cameră, haideți. Haideți, fetelor, haideți. Păi de noi. Voi, ce căutați aici? Și tu de ce noi la copii? Nu-s copiii voștri! I-am găsit abandonați într-o sârmă! Sunt ai noștri! Cine își bagă copiii într-o sârmă? Cred că e sora mea. Sora ta e bună! Nu o să-ți dau copilul! Dau copilul! Nu ți-l dau! Ca să fii spânzurat, chinuit toată viața lui și needucat, trebuie să trăiască o viață bună! Vino la mine! Nu! Gata cu nu! Spuneți, de ce ați chinuit atât? Noi avem niște, eu am o soră care e atât de malefică și ea are o soră cu capul în ori, într-un fel. Da. Gură spartă. Care se răzbună mereu și pe jamiții. Da, perfect, două surori nebune. Rămân la mine. Nu! Unde este Roxy? Ne vrem frații înapoi. Despre ce vorbiți? Aceia sunt frații noștri. Surorile noastre i-au luat, i-au pus undeva. Vreți să spuneți că copiii care au fost chinuiți atâta timp sub tablă și plângeau non-stop sunt frații voștri? Da. Păi perfect! Cine își bagă... voi să ne luați! Cine își bagă frații sub tablă? Surorile noastre! Noi am găsit... Nu e vina noastră! Noi găsim, noi păstrăm! Nu! Acum ieșiți din casa mea, altfel vă spun poliției! Și acum ce să facem? Ce plan ai? Nu știu, mi-e somn și sunt sigură că o să fie bine îngrijit. Hai să ne culcăm. I-ați găsit? Nu. Adică, într-un fel, da, dar... Ce vreți să spuneți? Păi l-am dus la cineva care... Avea pe cineva. I-am găsit, dar n-am putut să-i luăm. Nu ne lasă! Da. Bine, hai să dormim. Vedem mâine. Mereu a doua zi ceva e mai bine. Bine. Albăstrica! Da? Știu ce s-a întâmplat. Serios? Ai rămas fără frați, nu-i așa?
Da. Ți-am spus că nu trebuie să lași pe nimeni supărat în urma ta. Uite ce, la ce s-a ajuns. Păi și acum ce pot să fac? Ai niște surori nebune. Și ce vrei să le fac? Nu știu, dar trebuie să le potolesc cumva. Oh, mai departe, nu știu ce să zic. Pe bune. Bine, o să mai mă gândesc eu.